pot să vă spun că este foarte greu. Suedia, spre exemplu, la fete a deplasat 3 campioane mondiale care sunt în sală. Și va fi greu și pentru noi. Știți că lotul feminin al României este un lot valoros. Însă vom avea de lucru. Pentru că tot vorbeați de componența lotului, care sunt speranțele de acest concurs și în perspectivă am să vă întreb care sunt speranțele și la campionatul mondial eventual, în vedere că, după cum aminteați, multe dintre fetele ce compun lotul național fac parte și din lotul târgoviștean, de la Clubul Sportiv Târgoviște. Da, cu siguranță. Loturile au fost reunite, ceea ce se întâmpla la Târgoviște, acum nu mai putem să spunem că se întâmplă la Târgoviște, se întâmplă la lotul României. Toate fetele din Târgoviște s-au alăturat lotului României. Și sperăm într-o colaborare bună pe viitor. Ea n-a existat, însă din acest moment sperăm ca lotul României să fie unul dintre cele mai bune din lume. Domnule președinte, ce înseamnă această competiție pentru România și pentru Târgoviște până la urmă? Cred că pentru Târgoviște înseamnă extraordinar de mult, la fel cum înseamnă și pentru Federația Română de Lupte. Campionatul internațional, așa cum vedeți, anul acesta avem o participare extraordinară, 25 de țări, înainte de campionatul mondial. E un exercițiu și un examen deosebit pentru absolut toți sportivii, mai ales pentru cei ai noștri, ai români, pentru cei care ne punem speranțele la campionatul mondial, pentru că nu înseamnă numai campionatul mondial, înseamnă și un examen pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Londra. Pentru că tot vorbeați... Campionatul mondial de la Istanbul din septembrie. Pentru că tot vorbeați de speranțe, care sunt speranțele Federației Române de Lupte în ceea ce privește pe sportivi pentru aceste competiții majore? Mie îmi place să spun că absolut toți sportivii care sunt nominalizați și sunt titulari la loturile naționale de lupte au șanse pentru ca să se califice la Jocurile Olimpice. La medalii probabil că e un pic mai greu, dar și acolo am speranța că cel puțin două medalii la campionatul mondial vom lua.